5 stele. 5. Bravo, tata. Ai milion? Cum s-a închis să mă lași? Oh, mă moară familia! Ferbie! Te bate cap pe cap! Băi, frate, știam că o să avem o nouă colegă de clasă, dar nu mă așteptam să apară chiar Nikita. Adevărat, adevărat. Peace! Lăsați-mă în pace! Gata, boss. Deci dacă spărgătoarea aia de nu ce o să fie colega mea de bancă, eu jur că îmi tai părul, tot. Oh, dar ce s-a întâmplat, prințeză? Ce, că e mai bună ca tine? Aoleu, ce-a durut asta! Băi, Andrei, stai, mă, băi, deci stai puțin, că eu știam că ție-ți plac fetele cu personalitate frumoasă, așa ca mine, nu o virgină de asta. Dar de unde știu că e virgină, mă? Cum adică de unde știu? Are 30 tram pe ea, nu se vede? Te lasă, domne, virgine, nevirgine, toate sunt interesate de mine. Ia auzi, mă, la el, pariu că asta nu pune botul la vrăjire. Da, și eu pun pariu. Mă, că știți că nu s-a născut fata care să-mi reziste mie. Dar stai puțin, nu ți-a rezistat sau cum? Nu. Da, nu ți-am rezistat. Băi, eu pun la bătaie mănușile lui Bătă de la ultimul meci. Aolea. Tu nu-i tragi la asta până la bără, locul. Deci cât de sigur ești acum? Suficient cât să bag la bătaie boxele mele, tată. Bossul, nu mă interesează boxele, tată. Vreau ceasul. Ceasul ăsta? Nu ceasul ăsta, te rog frumos, deci l-a primit cadoul la taicăsu. Nu și-l scoate nici măcar când face baie, este mega atașat de el și mie mi-a rupt tot părul. Deci nu mai vreau să mai aud de el. Sara mi se rupe, da? Vreau ceasul. Băi, frățioare, boxele sunt mai scumpe ca ceasul. Da. Aici e treaba. Băi, frățioare, take it or leave it. Sau ți-e frică? Până la balul, băbocelul să treacă prin patul meu. Taie, Sara. Ce? Cum? Taie, mă!